Bună ziua! Ne-am propus astăzi să discutăm despre Consiliul de Etică și l-avem invitat pe domnul dr. Danciu Constantin, președintele Consiliului de Etică. Ce este etica? Etica reprezintă un ansamblu de valori morale și deontologice. Valorile morale sunt cele acceptate, recunoscute și respectate de societate, iar valorile deontologice sunt cele cuprinse în legi, acte normative specifice fiecărui domeniu profesional. Spre exemplu, legea privind drepturile pacientului, legea 46/2003, regulamentul de ordine interioară sau codul de etică și deontologie. În calitatea mea de manager, consider că una din prioritățile mele este și respectarea drepturilor pacienților privind tratamentul și îngrijirile medicale corecte, în conformitate cu legea 46/2003, asigurând un climat civilizat și etic față de pacient. Vreau să previn încălcarea principiilor morale sau deontologice în relația pacient-cadru sanitar. Vreau să se creeze un respect reciproc între pacient și personalul spitalului, atât pe plan medical, administrativ, managerial. Propun în ședințe de lucru cu personalul ca principiul de bază să fie apărarea sănătății fizice și mentale a pacientului pentru respectul vieții și demnității persoanei umane, fără discriminări în funcție de vârstă, de sex, de religie, de etnie, naționalitate sau condiție socială. Consider că acordarea serviciilor medicale trebuie făcută la standarde de calitate cât mai ridicată, pe baza respectului față de pacient și suferința în care se află. De aceea, pe această cale, rog pacienții nemulțumiți sau lezați în drepturi să-și exprime nemulțumirea prin formulare de petiții la secretariatul spitalului, pe care personal le voi citi și le voi da spre rezolvare de urgență. Personalul medical trebuie să se comporte cu demnitate profesională, fără a prejudicia niciun fel profesia, fără a submina încrederea pacientului. Trebuie să formeze un mecanism de feedback al pacientului prin gradul de încredere al acestuia vis-a-vis de serviciile medicale oferite de Spitalul Municipal de Urgență Roman. Vreau să promovez valorile și doctorii competenți care luptă pentru sănătatea pacientului și să aibă ca moto profesional fiecare pacient sau posibil pacient din fața lor, poate fi într-o zi mama, tatăl, sora, fratele sau o ființă dragă, și să luptăm din răsputeri pentru viața pacientului. Urmează să ținem ședințe de lucru pe secții în care să promovăm valorile etice și în rândul personalului medico-sanitar pentru a preveni riscurile și incidențele de natură etică. Un rol important pentru aceasta îl are Consiliul de Etică. Pentru aprobarea componenței și atribuțiilor Consiliului de Etică ce funcționează în cadrul spitalului, conform ordinului 145 din februarie 2015, s-a înființat acest Consiliu de Etică, care domnul dr. Danciu este președintele, și îl rog pe dumnealui să ne povestească, să ne spună despre Consiliul. Mulțumesc, doamna doctor! Îmi cer scuze pentru că, în primul rând, și eu am emoții. Sunt oarecum pentru prima oară în fața dumneavoastră și în fața romașcanilor a comunității. Vreau doar să spun un singur lucru care este general valabil, și anume că forța oricărei organizații stă în respectul și încrederea atât în fața comunității cât și în fața propriilor angajați. Respectul și încrederea se obțin prin respectarea strictă a unor valori, a unor principii, ce trebuie să primeze în fața oricăror interese particulare sau de grup. Pe lângă respectarea unor obligații profesionale, care pică în sarcina unor organisme județene, cum ar fi Colegiul Medicilor sau Ordinul Asistenților și Moașelor, angajații spitalului trebuie să respecte, deci pe lângă respectarea unor obligații profesionale, ei trebuie să respecte și un set de valori sau principii etice. Nu este suficient să fii un bun profesionist, un bun chirurg, un bun medic, un asistent calificat, dacă oamenii nu-ți acordă încredere și dacă tu nu-ți capeți respectul comunității. Încrederea și respectul se obțin greu, cu trudă, și se mențin în fiecare zi. Cum ar fi dumneavoastră, de exemplu, ați fi satisfăcuți dacă o firmă care vă produce pâine doar de Crăciun sau de Paște v-ar oferi un produs deosebit, vi l-ar lăuda, dar în rest, în fiecare zi, ați
ați servi un produs de calitate inferioară. Nu v-ar conveni. De asta, aceste valori etice trebuie respectate nu numai cu ocazia unor vizite, cu ocazia acreditării spitalului, ce trebuie respectate în fiecare zi. Nemții au o vorbă care spun că qualität ist unsere tägliche Brot. Calitatea este pâinea noastră zilnică. Deci calitatea trebuie să fie, de fapt, esența și preocuparea noastră permanentă. Eu aș vrea să fac numai un pic să prezint Consiliul de Etică de la nivelul Spitalului Municipal de Urgență Roman. Așa cum a spus doamna manager, el s-a înființat printr-un ordin expres al Ministerului, 145 din 2015, care prevede atât componența cât și atribuțiile Consiliului de Etică. În privința componenței Consiliului de Etică, din acest consiliu fac parte trei medici, și anume doctorul Danciu, persoană, doamna doctor Andreea Molodoi și doamna doctor Cristina Popescu-Hodaranu. De asemenea, fac parte doi asistenți. Este vorba de domnul asistent, de doamna asistentă Zavalichi și domnul asistent Cărpuș. De asemenea, din partea angajaților a fost desemnat de fostul manager, da? Doamna economist Magda Grosu. Ca secretară este doamna juristă Anca Oprea. Apoi, aș vrea să vă spun câteva în ceea ce privește care este rolul Consiliului de Etică. Rolul, pe scurt, rolul Consiliului de Etică este acela de a defini foarte clar pe baza previdorilor legale și a normelor morale, drepturile și obligațiilor angajaților și a pacienților. Așa cum a spus doamna manager, v-a prezentat câteva dintre drepturile pacienților pe care spitalul încearcă să le promoveze și să le apere, să le implementeze. Consiliul de etică, chiar acesta este rolul lui principal, pentru a defini clar care sunt, în cazul concret, drepturile și obligațiile. După aceea, un punct foarte important este gestionarea conflictelor și problemelor de natură etică. În al treia rând, este acela de a face diferența între conflictele de natură etică și cele de malpraxis. Insist asupra acestor lucruri, cele două categorii de norme nu se confundă. Normele de malpraxis se referă la neîndeplinirea unor obligații profesionale, cele care sunt înscrise în ghidurile de practică, în procedurile medicale, în standardele profesionale, iar conflictele de natură etică sunt cele care afectează sunt cele care afectează normele de conduită și în special afectează normele morale și deontologice. Și în al treilea rând și nu mai puțin important, este vorba de protejarea imaginii organizației și a propriilor angajați. Consiliul de etică nu este de fapt un organism care să pedepsească între ghilimele proprii angajați dacă nu respectă normele etice, ci este pus ca prin acest lucru, prin gestionarea conflictelor care apar de natură etică, să apere și onoarea organizației și onoarea propriilor angajați. Foarte pe scurt, aș vrea să vă prezint de fapt câteva elemente esențiale din activitatea noastră. În activitatea zilnică a oricărei organizații pot să apară conflicte. Repet, nu este vorba de încălcarea unor norme profesionale. Este vorba de incidente de natură etică. Este vorba de apariția unor riscuri și a unor vulnerabilități etice. Dacă un incident de natură etică este sesizat, el devine o speță. Această speță etică este, cum a spus doamna manager, adusă la cunoștința managerului, direcțiunii, printr-o sesizare scrisă sau electronică. Doamna manager va trimite această solicitare, această sesizare către președintele Consiliului de Etică. Consiliul de Etică, în ședințe ordinare, va audia, va cere documente și va analiza această speță. În urma acestei spețe va trage o concluzie. Concluzia poate fi un aviz etic atunci când constată încălcarea unei norme etice sau poate să fie o hotărâre cu caracter general de prevenire a unor incidente similare.
toate aceste documente se înaintează doamnei manager, doamna manager dă o decizie care devine obligatorie. Toate aceste incidente se raportează trimestrial și anual și se completează un anuar etic care se raportează electronic la București și formează anuarul național etic, bineînțeles respectând confidențialitatea numelor. Deci este vorba ca și număr și ca incidente, nu ca și nume. Dacă aveți ceva întrebări, ce voiam să vă spun ca lucru interesant este că din fericire, această normă, acest ordin de ministru nu este doar declarativ și formal sau de recomandare. Se prevăd și niște sancțiuni. Dacă la nivelul unei organizații, cum este la noi, spital cu paturi, nu se organizează, nu funcționează Consiliul de Etică sau membrii Consiliului de Etică nu își îndeplinesc misiunea pe care o au conform legii, ei pot fi sancționați fie disciplinar, fie cu amendă și chiar managerul ar putea primi o amendă foarte mare de 10.000 de RON dacă Consiliul de Etică nu funcționează, ceea ce nu este cazul, pentru că din partea conducerii am primit, de fapt este și în interesul nostru a spitalului să avem un Consiliu de Etică, să nu lăsăm incidentele să se adune sau să le acoperim, astfel încât și noi să ne corectăm, dar și imaginea noastră să fie apărată. Mulțumesc, dacă mai aveți întrebări. Da, am avut mai multe. Deci, este vorba de mai corect, am putea să le numim sesizări. Pentru că sesizările sunt foarte numeroase. Sesizările se raportează la niște fapte. Dacă se consideră că această sesizare se referă la un incident etic, noi îl rezolvăm. Da, am avut, cred că, 5 cazuri pe care le-am rezolvat fie cu un aviz etic, fie cumva prin decelarea acestor cazuri ca nefiind de natura un incident etic. Sesizări în principal făcute de aparținători sau de pacienți. Da, doamna. Da. Da. Poate vin și vă scriu o sesizare despre malpraxis când ea trebuie să fie... Foarte bine. Întrebarea este foarte practică și vă mulțumesc. Lucrurile sunt simple. Legea nu prevede o anumită formă, să zicem, obligatorie de a sesiza un fapt care s-a întâmplat la nivelul spitalului. Fiecare aparținător sau pacient care se consideră lezat, în special de comportamentul, de atitudinea, de un anumit comportament a unui angajat, poate să facă o sesizare adresată prin secretariatul unității către doamna manager. Se poate face și într-un format electronic care se poate descărca de pe site-ul spitalului, este așa numită sesizare electronică. În cadrul sesizării, chiar dacă este scrisă de mână, chiar dacă este electronică, este necesar, în primul rând, prezentarea unor date personale, gen nume, adresă, telefon și așa mai departe. După aceea, noi considerăm că este necesar descrierea pe scurt a faptei și eventual aducerea unor începuturi de probe. Pentru că altfel sesizările sunt foarte greu de analizat. Dar chiar și așa, orice fel de sesizare, doamna manager va tria, va vedea dacă este de natură etică sau poate este disciplinară, poate este de malpraxis. Și atunci, doamna manager îmi va trimite mie această sesizare, noi iarăși o analizăm în ședință, o discutăm și dacă considerăm că este de natură etică și s-a încălcat drepturile pacientului sau unui angajat, emitem un aviz etic, tot către doamna manager, care va lua o decizie. Dacă considerăm că nu s-a încălcat sau nu sunt suficiente mijloace de probă, atunci se va emite o hotărâre etică, care doar dă un cadru general de să nu se mai întâmple. Știți? Foarte multe sesizări la modul concret au fost, nu vreau să mă ascund, legate în principal de comportamentul angajaților. Mă scuzați, numai un pic, să nu mă polizez discuția. Ați văzut în filmele americane, când în absolut toate filmele americane, secvența este așa. Într-o rezervă de spital, pacientul este fie intubat, fie nu, și vine medicul.
salută, se prezintă și spune: am venit să vă iau analiză în vederea, așa, sau am venit să vă fac acest tratament pentru ceva. Sigur, pacientul comentează, nu-i place, până la urmă trebuie să se supună. Aș dori ca și în spitalul nostru și în toate spitalele din România să se întâmple la fel. Prima dată să salute angajatul, indiferent cum este, în al doilea rând se prezintă și în al treilea rând explică ce anume procedură face, de ce trebuie făcută. Sesizările au fost, de ce să ne ascundem, prin faptul că pacienții au considerat că personalul a intrat cumva grăbit în salon, i-a spus, dăm cu tare document, nu ai actele în regulă, nu știu, trebuie să te duci, de ce nu te-ai dus în cutare loc? Deci comunicarea este cea care va trebui, și din acest motiv, doamna manager a propus și noi, pentru a avea discuții tripartite între personalul din secții, conducerea spitalului și Consiliul de Etică, pentru cumva pentru a... Nu-i suficient numai să punem personalul să semneze într-un bordereau că am luat la cunoștință de drepturile pacienților. Noi chiar trebuie să explicăm angajaților noștri că așa este modul de comportament normal. Da. O chestiune, nu ar fi logică în acest Consiliu de Etică să fie și un reprezentant al pacienților, având în vedere... Da, foarte bine spus, foarte bine spus. Uitați, eu propun ca la nivelul comunității roman, la nivelul comunității, chiar și în lege se precizează că este obligatoriu. Dar noi quorumul avem 5 din 7. Dar să vă explic. Este chiar, aș dori ca la nivelul comunității din Roman să existe nu una, poate mai multe asociații ale pacienților, dar se precizează că reprezentantul pacienților trebuie să fie în acest consiliu dacă au minim 3 ani experiență în gestionarea unor probleme de etică. Adică nu e suficient, așa probabil că sunt uniuni informale ale pacienților cu dializă, în care ei se anunță între ei sau ale pacienților cu diabet. Dar trebuie o asociație ale comunității din Roman. Uitați, mass media are un rol foarte important pentru cumva inițierea unor asociații ale pacienților care să se ocupe în parteneriat cu noi de problemele etice, da, de incidentele etice. Dacă îmi permiteți o întrebare, cauza mea din partea ziarului de Roman. Ați spus că aveți 5 cazuri. Nu, au fost 5 situații pe care noi le-am discutat în ceea ce privește, da. Nu au fost lămurite exact ce s-ar putea întâmpla unei persoane care nu respectă acest cod de etică cel mai grav, adică în fel de... Da, adică care este nivelul de sancțiuni? Da, până unde putem merge? Așa, foarte bine. Și asta este foarte bine și foarte bine spus. Deci, dacă în urma ședințelor, în urma discuțiilor, pe cazul respectiv, gândiți-vă că se cer documente, se audiază martori, se audiază și persoana care este reclamată și persoana sesizantă, deci toată lumea este chemată, se dau declarații și dacă se consideră că persoana angajatul de regulă, că de regulă angajații nu reclamă, deși sunt foarte multe abuzuri, să știți, și ale aparținătorilor și pacienților către personal. Dar dacă se constată că s-a încălcat o normă etică, deci ori deontologică, ori morală, bună oară, persoana nu s-a prezentat, a țipat la pacient, i s-a adresat cu, nu cu dumneavoastră. Deci du-te și fă cu tare analiză. De ce nu te-ai dus? Trebuia să te fi dus. Păi nu mi-a spus nimeni. Deci nu așa se adresează, indiferent și eu, chiar dacă este o persoană, nu neapărat minoră, dar o persoană tânără, eu mă adresez cu dumneavoastră, da? Deci așa se adresează. Omul nu trebuie să simtă autoritatea din partea angajatului. Dar dacă se constată încălcarea unei norme deontologice sau morale, adică etice, noi întocmim un aviz etic pe care îl înaintăm doamnei manager, iar doamna manager va lua o măsură care poate fi fie de sancțiune, fie administrativă, dar în ceea ce privește încălcarea normelor etice, nu gravitatea încălcării nu atinge niveluri atât de înalte, dar se pot lua chiar și măsuri administrative, contravenționale și chiar penale. Da, deci se pot ajunge. Dar după ce doamna manager
primește avizul nostru etic. Da, da. Sigur, sigur, doamna manager, după ce primește avizul nostru, are obligația să informe, bine, sigur, prin secretariat, să comunice și persoanei sesizante și angajatului rezultatul avizului nostru etic. Ea poate să facă contestație, sigur că da, nu, este o întreagă procedură. Da. Dacă angajatul știe cine l-a plătit, sigur că da, sigur că da, dar nu e nicio problemă. Ei de multe ori sunt puși chiar față în față, numai dacă le solicităm și vor. Și să știți că am observat că atunci când sunt față în față, adevărul cumva pică imediat la mijloc. Adică imediat când sunt, nu că sunt puși față în față, noi întrebăm, vreți să fiți? Da, vreau. Și unii și alții vor. De regulă, cei care își asumă o declarație spun. De regulă, lucrurile sunt un pic cam la mijloc, da? Da. Da, foarte bine spus, foarte bine. Deși legea prevede încă din 2006, există o lege cadru, 95 din 2006, reforma în sănătate. Și încă de atunci se prevedea. Dar ca orice lege în România, trebuie să se aștepte normele de funcționare. Nu putem noi să creăm, noi suntem subiecți. Noi nu putem crea legi. Dacă în lege se spune că oamenii au dreptul, nu știu, la o anumită prestație, noi trebuie să așteptăm să vedem în cine dă prestația, cine o controlează, cine o finanțează. Noi am așteptat până în momentul în care s-a dat acest ordin de ministru, în care s-a făcut clară și rolul, și componența, și atribuțiile Consiliului de Etică. Ce contract există cu aceeași comisie de la nivelul Colegiului Medicilor, care se cheamă Comisia Juridică și Disciplină? Da, Comisia Juridică și de Disciplină, așa cum foarte bine înseamnă ca titulatură, se referă în principal la faptele medicilor, că vorbim de colegiul medicilor, de natură profesională. Dacă, de exemplu, un medic, să vă dau un exemplu, dacă, de exemplu, un medic administrează un tratament nou, nepromovat, fără să-l anunțe, fără să-i spună pacientului că, domnule, eu îți dau un medicament, dar acest medicament este în fază de experiment, este promoțional, mă rog, nu, s-ar putea să fie consecințe și nu-l avertizează, el este sub incidența acestei comisii. Dar în cazul Consiliului de Etică de la nivelul spitalului, acest consiliu se ocupă de tot, în special de partea de comportament, atitudine, colaborare. Nu se referă la fapte profesionale per se, în sine. Da? Înțelegeți? Adică nu se referă la anumite specii care țin de activitatea profesională, medicală, de îngrijire. Dacă, de exemplu, un asistent nu vine să-i facă injecția unui pacient, atunci e clar că e un caz de malpraxis, uită sau îi dă un medicament greșit. Dar dacă, de exemplu, asistentul vine și spune, hai întoarce, că hai, de ce nu ți-ai dat jos până acum? Nu? Și știți cum e cu drepturile pacienților? Ele sunt prinse în lege. Dar ca să se ajungă la respectarea lor, este nevoie de o muncă foarte laborioasă. Adică nu e suficient să declari pacientul are nevoie de intimitate, da? Hai să mergem într-un salon, sunt 6 paturi. Ce intimitate pot să am eu când mie mi se spune hai întoarce unul ca să-ți fac injecția? E clar că unele persoane au trăit la colectiv, n-au probleme. Dar unele persoane se stânjenesc. Știți? Sau se consultă în sala în salon. Nu există consultații în salon. Nu este corect, nu este de punerea pacientului. Cum să mă întrebe pe mine de câte ori a ieșit azi cu scaunul? Nu vă dați seama că e penibil omul față de ceilalți? Nu poate să spună. Deci consultația nu trebuie să se facă în salon. Am dat un exemplu. Sunt spitale unde au paravane între paturi, în care, de exemplu, noi avem rezerve. Cazurile deosebite sunt puse în rezerve, dar poate ar trebui un pic mai mult insista și aici. Asta mă refer numai la intimitate. La confidențialitate. Vă dați seama, pacienții trebuie să primească în plic pentru ei cu semnătură toate actele medicale. Nu-i suficient, zic, păi ți-am lăsat pe dormit. Poate cineva se uită, bă, ce boală are cu tare? Știți? Nu poți să anunți în gura mare. Vezi că tu ești analiză, ai glicemia mare. Poate omul nu vrea să știe, știți? Deci analizele trebuie să fie de o confidențialitate extraordinară, cu număr, cum au început să fie. De exemplu, analizele nu mai sunt cu nume, nu se mai știe a cui este analiza, ci este un număr. Poate mie nu-mi convine să se știe că am nu știu ce... Deci aceste drepturi, noi trebuie să muncim pentru... Adică
este o activitate continuă și laborioasă de a ajunge. Nu e suficient să le declar și de mâine să trăiesc toată lumea, toată lumea este fericită. Pentru că mă gândesc că duci la ambulatoriu și ce unde lucrez? La firma cu tare. Nu este corect. Nu este corect. Nu, vai de mine. Asta este ceva tipic românesc. Era de fapt, nici nu trebuie să fii ca în Occident în care nu știi cine-s vecinii tăi. S-ar putea să te trezești cu cineva care adună prea mult, care îi comandă prea multă pizza. Da. Cum s-a adus la cunoștință, da. Și tocmai de asta am spus și am vorbit și cu domnul doctor, o să facem ședințe, ori chemăm aici, ori mergem pe secții, să aducem din nou la cunoștință, să discutăm, tocmai să... Să vedem care sunt vulnerabilitățile etice și să preîntâmpinăm riscurile. Deci în orice activitate este o vulnerabilitate. Să vă dau un exemplu. Foarte multe sesizări le-am avut cu privire la vizitele pe care aparținătorii le fac pentru cei internați. În lege, în noul regulament care s-a dat de la Sanepid, a spus că persoanele care se pot deplasa trebuie să ia contact cu aparținătorii în holul principal. Ori de regulă, dacă vine cineva cu bagaj, el intră direct la patul pacientului. Începe să deschidă, ți-am adus aia, ceea ce nu este normal decât pentru persoanele netransportabile. Dar noi, ca spital, trebuie să creăm un mediu civilizat și confortabil ca oamenii să se întâlnească. Exact ca la armată. Țineți minte de băieții care au făcut armata, când venea mama și cu tata cu sacoșele pentru băiat, îl chema la poartă. Nu intra mama și tata în unitate ca să ducă... Nu? Așa și noi. Trebuie să avem un spațiu creat, dar acest lucru durează. Nu se poate face peste noapte. Da. Asta este o vulnerabilitate. Pot să apară conflicte. Ori aparținătorii sunt prea persuasivi, sunt prea insistenți și foarte convingători, ori asistentul răspund, dom'le, dar de ce ai intrat? Trebuia să te întâlnești pe hol. Dar n-am știut. Trebuia să-mi dați botoșei, trebuia să-mi dați halat. Adică acesta este o vulnerabilitate etică. Faptul că acest lucru nu este foarte clar, încă implementat, este de natură să creeze incidente. Oamenii sunt nervoși, dar eu vin de la țară, stau 3 ore și nu mă lași dumneata să intre. Portarul săracu, ați văzut cum este la poartă? Portarul, ba, se ceartă cu oamenii, ba, e foarte greu pentru el să gestioneze situația. Vreau să spun că săptămâna trecută, la ultima conferință de presă, a fost o altă colegă de-a dumneavoastră aici, din CPU. Și dumneavoastră aveți așa o pretenție, da, care da. Este corectă pe lege, ca oamenii de acolo să... Nu eu, deci legea cu deontologic. Dar ce e atât de greu să saluți, prezinți și explici omului despre ce e vorba? Nu știți vorba că vorba multă, vorba dulce, mult aduce? Asta spuneți dumneavoastră? Da, spun dumneavoastră, dar asta e o creștere. E o chestie de creștere generală, de norme morală. Deci nimeni nu o să te pedepsească că nu saluți primul. Dar nu-i mai frumos să saluți primul, nu-i mai frumos să-i orezi omului, bine ați venit, spuneți bine, la asta nu poți spune bine ați venit, bine, dar în general, ca să vedeți de la atmosfera. De-abia așteptam să veniți, nu. Dar normele acestea de comportament civilizat și în societate, oare n-ar trebui să fie și în spital? Adică ce dacă noi suntem în spital? Atunci dacă nu-i timp, depinde și de numărul de prezentări, că dacă sunt prezentări nu toate puține, sunt urgențe majore. Asta este, la urgență majoră nu mai stai să pierzi vremea. Domnule doctor, am și o întrebare și trebuie să vă pun, să mă întâmplă despre dumneavoastră. Dacă cineva vine și face o sesizare despre un medic sau un cadru medical care ia șpagă, unde se încadrează? Da, foarte bine. Așa, da. În ceea ce privește, că și aici este foarte clar. În lege se precizează foarte clar. Nimeni din cadrul angajatului spitalului nu are dreptul să preseze, să condiționeze sau să cumva să... Da, este bine spus. Nimeni nu are dreptul să forțeze un pacient sau... Să dea înțeles. Că trebuie să plătească un anumit serviciu care este gratuit. Deci lucrul acesta este clar, se sancționează penal. Deci nici nu se pune problema.
Pe de altă parte, în lege se spune că pacienții au voie, conform legii, care încă nu s-a dat, să facă donații, recompense și așa mai departe. Dar nu s-au dat norme de aplicare, adică ce înseamnă donații, ce înseamnă recompense, când, cum, cine și cum se dau. Da? Și cât. Deci nu se dă. La articolul 34 din legea drepturilor pacientului zice: personalul medical sau nemedical din unitățile sanitare nu au dreptul să supună pacientul, la presiune, la forme de presiune pentru a da pe aceea să recompenseze, altfel decât prevăd reglementările de plată legală din cadrul unității respective. Pacientul poate oferi angajaților sau unității unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații cu respectarea legii. Legii, care încă nu s-a precizat. Deci asta am vrut să vă spun, că încă nu s-a precizat ce înseamnă mulțumesc, domnul doctor. Nu știu cum să vă mulțumesc. Știți bancul acela cu... Nu știu cum să vă mulțumesc, domnul doctor. Și doctorul îi spune, nu, nu, de când fenicienii au inventat banii, s-a rezolvat cu nu știu cum. Da? E o glumă, da? Deci nu-i cazul la mine. Da. Deci nu au dreptul să... Disciplină. Aș zice chiar penal, părerea mea. Chiar penal. Deci genul acesta de forțări trebuie și probate. Deci nu e suficient doar să spui, știți că mi s-a părut că, mă rog, că până nu, nu. Până nu, nu. Asta, da. De ce să nu fim deschiși? Că nu sunt clar. Doamna doctor Bonu ne spunea că una din recomandările Comisiei de Acreditare a fost aceea de a procura o serie de acești paravane pentru prea dacă sunt solicitate și dacă sunt necesare. Nu sunt suficiente, dar măcar este un început. Avem în jur de 50 de paravane. În fiecare salon avem câte un paravan. Bine că reglementările acele în dreptul fiecărui pat să avem un paravan. Secțiile de atelier, care au izolatoare separate, CPU, deci s-a început și se lucrează, adică lucrurile astea durează până se pun. Vreau să vă spun că în secția de cardiologie, la salonul acela de urgență, de terapie intensivă, nu vă spărați, acolo este pus acea oliță. Păi, am spus, pe terapie intensivă vom încerca să facem de alea compartimentate, cum sunt în anestezie terapie, ca să... fie la fiecare pat să tragă așa ca o perdeluță când se consultă. Da, acolo nici măcar un bolnav care nu poate fi dus la toaletă, este expus în mijlocul salonului. Am înțeles. Deci asta am spus că foarte bine, uite, o sesizare foarte bună și să încercăm care, să... Da, da. Care trebuie rezolvată. Foarte bine. Asta este și... Da. Păi, foarte bine. În legătură cu acea mașină, ce vești mai aveți, când mai e funcțională, ce demersuri? Da, legat cu mașina SMURD, ca să spun așa, ca un istoric. Noi, în luna mai 2015, am primit o comunicare, o adresă de la ISU Neamț, precum că au această mașină de terapie intensivă și că vor să o operaționalizeze pe teritoriul, pe zona municipiului Roman. Cei de la Piatra având două mașini, una pentru Piatra Neamț și cea de-a doua să funcționeze la Roman. Sau la momentul respectiv, din partea noastră, ni s-a solicitat să punem la dispoziție un medic și un asistent. S-a dorit, am vrut, am dat lista cu medicii și asistenții disponibili. Inițial ni s-a spus că toate avizele sunt ok, le avem. Mai departe urma ca cei de la ISU împreună cu DSP-ul să se ocupe de avizele ulterioare, pentru ca acum, în februarie, să, de fapt, noi făcând tot adrese către cei de la DSP, cum legat de funcționalitate, să primim o adresă că trebuie să avem aviz de la Ministerul Sănătății. Dar acest aviz trebuia obținut nu de către noi. Atunci noi am încercat și noi ne-am dus în decembrie
anul trecut la minister și am făcut un memoriu prin care să transformăm CPU în CPU smurt, pentru că fiind mașina smurt, normal ai UPU, ai mașină smurt, ești UPU smurt. Eram CPU, aveam mașina smurt, să adică modificăm să noastră, structura practic, mașina, să rămână noastră. CPU smurt. În februarie am primit răspunsul de la Comisia Interministerială de la domnul dr. Raed Arafat și de la Ministerul Sănătății de la doamna dr. Bărduț, precum că această mașină nu trebuie să funcționeze la Roman, ci doar la județ și că nu există noțiunea de CPU smurt. La nivel național, centrul de primiri urgențe nu are cum să aibă mașină TIM. Atunci, având foarte multe cazuri în, de prezentări în centrul primiri urgențe, cu medici și cu dotările corespunzătoare, am spus să încercăm să transformăm centrul primiri urgențe în unitate de primiri urgențe și atunci, având unitatea primiri urgențe, se imediat, de fapt, se aprobă UPU smurt. Am făcut memoriu, l-am trimis de asemenea către Comisia Interministerială și către Ministerul Sănătății. Pe data de 8 martie, domnul doctor, președintele Comisiei de Interministeriale ne-a spus, conform legii, legea sănătății și a ordinului 1706 din 2007, în ceea ce privește organizarea centrelor de primiri urgențe și a unității de primiri urgențe, nu poate funcționa, deci o unitate primiri urgențe funcționează doar la nivelul spitalului județean, a spitalului reședință de județ sau spitalele de municipal, nu, spitalele de urgență din municipiul București. În restul orașelor, municipii, funcționează doar centru primiri urgente, compartiment sau centru de primiri urgențe. Ca atare, cererea noastră a fost respinsă, întrucât nu suntem nici județ, nici municipiul reședință de județ. Iar legat de mașina smurt, la fel să funcționeze la Piatra Neamț, să o dăm către UPU smurt Piatra Neamț, unde mai este o mașină. Soluția am găsit-o, dar acum așteptăm demersurile. Soluția ar fi ca în cadrul Spitalului Județean Piatra Neamț, să se, în cadrul unității de primiri urgențe, să se înființeze o a doua linie de gardă, în care, da, de gardă UPU, smurt, care să facă gărzile domnii doctori de la noi pe această mașină, adică mașina să ne-o zona Roman, le-o trimit către Roman, numai că plata medicilor să fie făcută în contract cu Spitalul Județean Neamț de către județ și nu de noi. Dar domnul dr. Păsălău, care este medicul coordonator al unității primiri urgențe, ne ajută, a spus că face toate demersurile. Acum așteptăm că și la Spitalul Județean au fost schimbări la nivel de conducere și mai durează până când că această hârtie trebuie dusă la DSP, DSP-ul să facă către ministru. Cam așa ceva. Da. Nu era cheltuiala, nu era cheltuiala, că cheltuiala, banii vin de la Ministerul Sănătății prin DSP. Da. Deci că e la noi, că e la noi, că e la Piatra Neamț, banii vin de acolo, pe noi nu ne afectează plata. Ca spital. Da. Aici se leagă de legi. E 1706 care reglementează. Mașina acum la ISU, e la ISU. E la, la ISU. Nu funcționează. Nu stă. Cum a stat și tot. S-a spus că a fost făcută. Am citat o notiție săptămâna asta pe această chestiune și ne-a spus că a fost făcută în raport cu comparativ cu numărul de urgențe de la Roman cu cel de la Piatra Neamț. Da, pentru că noi avem 38.000 de urgențe. Legal, da, a fost repartizată. Cine.
Problema a fost alta, dacă ați vorbit cu domnul colonel. Ne-a spus și nouă. Deci, la nivel național, nu, multe județe nu au aceste mașini. Iar Neamțul avea două mașini. Nici măcar Iașu, care este oraș universitar, nu aveau două mașini timp. Și de aici au fost... Deci eu vă pot aduce memoriu, care este destul de stufos, în care am specificat către minister absolut totul. Am spus și de E85, am spus că avem și heliportul, avem elicopterul unde poate ateriza, avem de toate. Avem medicii, vrem! Cazuistica. Cazuistica este. Da. Am dat și statistica de la poliție cu accidentele rutiere pe anul 2015. Acum am trimis un alt memoriu domnului ministru al sănătății și așteptăm un răspuns din partea... Am cerut audiență la ministru, ni s-a spus că domnul ministru este foarte ocupat, poate să ne primească un secretar de stat, dar nu se știe dacă vă va rezolva. Deci, da, domnul colonel Nițic, într-adevăr, este bine intenționat, dumnealui dorește, dacă, să vă mai spun așa, deci noi când am primit în februarie hârtia, da, noi când am primit în februarie hârtia că trebuie să oprim, deci trebuia în secunda 2, în februarie eu să spun stop. M-am consultat cu colegii, ne-am dus împreună, am vorbit cu domnul colonel Nițică, am așa, și decizia am luat-o că, domnule, noi nu oprim nimic. Nu-mi spui mie să opresc eu, îmi dai ordin, îți asumi că vrei să oprești așa, acea mașină, da, nu-ți asum, eu nu o opresc. Eu am, de când sunt funcționa, nu pot să-mi spui să opresc ceva eu. Deci, dacă dumneavoastră hotărâți, îmi dați drept dovadă, noi am făcut hârtie atunci și către DSP și către ISU, în care i-am informat să ne dea în scris ce facem. Nu să-mi spui telefonic sau față-înfață, oprește-o. Nu. Ne jucăm cu viața oamenilor. Tocmai, noi n-am dorit, până n-am venit... S-a insistat. S-a insistat. Tot. Poate ne mai ajutați și dumneavoastră. Da. Singura soluție acum... Singura. Na, ne-am mai gândit că poate dacă s-a schimba, să spunem, legea și să nu mai fie, să spun, unitate primiri urgență strict la județ, reședință de județ, să fie la nivel de spital de gradul 3-2-1. Aici este nevoie de intervenție parlamentară. Păi, tocmai, la asta ne-am gândit că ar fi o soluție. Ați vorbit cu vreun politic? Nu, deocamdată nu, dar avem, intenționăm să intenționăm discutăm cu toți. Să discutăm... Bine, parlamentar din Roma, da. Parlamentar din Neamț, nu din neapărat. Neamț. Parlamentar din Neamț. Cum nu mai... Cum nu mai avem parlamentar la Roma? Nu mai avem la Roma? Nu mai avem la Roma, dar... La București, ce... Avem, da, asta, la, odată la 4 asta ani ne-am la gândit Roma, noi, dar... Nu știm exact număr, avem o statistică în rapoartele noastre. Nu 50, pentru că intervenția asta, mașina mergea numai la intervențiile foarte grave, respectiv accidente, rutiere stopuri, cu politraume, stop cardiac, necați, împușcați, tot felul de agresiuni. Da, 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 la cazurile cele mai grave și nu vă ascundem că de când a funcționat această mașină a salvat foarte, foarte multe vieți, pentru că este o diferență să ajungi la locul unui accident cu politraume, cu politraumatizați, aflați în stop cardiorespirator, să vină o ambulanță numai cu un asistent medical și să nu poată să înceapă resuscitarea. Deci în intervalul ăsta de timp, de la producerea accidentului până când pacientul este transportat efectiv în centru de primiri urgențe, când se încep mai trebuie de resuscitare, în intervalul ăsta de timp pacientul poate să decedeze. Deci discutând cu doamna doctor Tălmăcel, acesta a fost beneficiul cel mai mare al mașinii acestea SMUL, pentru care noi am insistat să funcționeze și am sprijinit funcționarea acestea, pentru că am avut în vedere în primul rând, și nu spun acum de dragul de a vorbi, beneficiul extraordinar care a fost în rândul pacienților din zona noastră, pentru că pacienții din zona Romanului au aceleași drepturi la viață ca și pacienții din zona, să nu fac referire care să deranjeze, zona Satu Mare, zona București, zona Craiova.
Și pacienții noștri, vă dați seama, avem cazuri foarte grave, suntem pe 85, este absolut necesară intervenția unui cadru medical specializat, medic cu aparatură, pentru salvarea vieții. Nu știu dacă pacientul va trăi în continuare, dar măcar noi facem tot ce este posibil ca el să supraviețuiască. Iar la nivelul serviciului de ambulanță județean, pe Roma nu avem decât o singură mașină disponibilă, o singură ambulanță tip C1 cu medic, cu dotarea corespunzătoare. Foarte bine, poate să fie un caz complicat care îl transfer la Iași, îl transfer la București și necesită medic. Atunci acea ambulanță a plecat cu medicul și orașul rămâne descoperit. De asta mașina SMURT, care noi o aveam, era foarte binevenită. Da, nu, stă undeva la probabil la ISU. Da, avem acum, stați că o aducem acum. Stați că noi în memoriile pe care le-am pus la minister. Ce s-a întâmplat cu această mașină până acum? Nu, noi ne-am zbătut și ne zbatem în continuare și dorim să funcționeze mașina. Da, a insistat foarte mult, domnule Nichită, să fim atenți cum spunem că au luat-o de la Roma și au dus-o în altă parte. Că de la asta s-a dorit. De ce să nu spunem, adică? De la Roma nu ne-am spus. Dacă vreți să ne spuneți. Dar n-ai văzut și rea, că n-a făcut spune. Voie să ai flori. Florile poți să le primești și... Da, le trimiți acasă sau le ții undeva pe terasă, în afara salonului. Pot deranja, sunt persoane alergice. General, da. Asta cu 14. O să ne referim la primul memoriu pe care noi l-am făcut, o statistică. În perioada iulie-septembrie 2015 au fost 163 de solicitări deosebit de grave, după cum urmează 5 come de gradul 1, 2 sau 3, 49 de accidente rutiere și căderi de la înălțime, 22 de persoane aflate în stop cardiorespirator, din care 5 resuscitate, 3 arsuri grave cu șoc combustional sau arsuri de căi aeriene, la care intervenția imediată cu intubație precoce este salvatoare, 8 cazuri de infarct miocardic acut, 70 de cazuri din alte categorii, ca de exemplu hemoragii digestive superioare, accidente vasculare ischemice, accidente vasculare hemoragice, șoc anafilactic, șoc cardiogen, anevrism de aortă, intoxicații, tromboembolism pulmonar. Din solicitările de echipaj mai sus menționate, peste jumătate din persoanele cărora li s-a acordat asistență de urgență trăiesc pentru că s-a intervenit corect și în timp util. Deși mai există o ambulanță de tip C în județ, în Piatra Neamț, aceasta este la 49 de kilometri distanță, astfel că este la o distanță prea mare pentru a asigura în timp util sosirea la locul producerii accidentului sau la locul urgenței. Mai mult decât atât, am spus că în CPU sunt încadrați 7 medici de medicină de urgență, dintre care 2 medici rezidenți anul 4, ceea ce înseamnă că personalul era înalt calificat pentru a acorda acest lucru. Da. Este una din solicitările. Asta este referatul de... Nu credem. Deci nu putem să facem afirmații, noi vă spunem numai răspunsul pe care l-am primit și am fost împreună cu doamna manager. Noi am fost în acest sens, noi am fost să depunem solicitarea noastră de transformare. Noi am fost la minister pentru a depune solicitarea de transformare CPU SMURT. Adică să integrăm SMURT-ul. Am fost personal. Personal. Am expus motivele pe care le-am avut. Deci, da, deci conform discuției la așa, analiza activității ambulanței timp de la detașamentul de pompieri roman din ziua de 24.02, vă înaintăm alăturat analiza statistică a misiunilor executate de acest mijloc de la înființare până în prezent, adică până pe 20.02. Tip de intervenție, intoxicații, număr de misiuni executate 20, afecțiuni cardiace 61, traumatisme 58, arsuri 4, bolnav cu stop cardiorespirator resuscitat 28, diverse afecțiuni medicale 84, diverse afecțiuni neurologice și psihiatrice 66, bolnavi cu stop cardiorespirator neresuscitați,
25, bolnav găsit decedat 5, transport interclinic medicalizat 4, accidente rutiere 52, descarcerare 4, asigurare supraveghere zonă 1. În total au fost 412 misiuni executate, dintre care 383 adulți, 28 copii. Toate astea le-am prezentat în memoriu care l-am trimis către Comisia Interministerială și către Ministerul Sănătății. Dar, cum am spus, noi continuăm demersurile și sperăm și dorim să avem mașina. Sub ce formă, acum că e la Piatra Neamț, că pe a doua linie de gardă, că e la noi, important este să o avem și să funcționeze. Da. Că nu-i, deci nu contează nu s-ai modul cine care o plătește. Banii vin tot de la Ministerul Sănătății, că e la noi, că e la Piatra. Câte medici au participat la greva japoneză? Nu știu, nu am făcut autorizare. Din partea sindicatului, toți cei care sunt membri de sindicat am primit o necuson. Un necuson, da, și l-am purtat cu toții, dar ne-am făcut și activitatea în timpul ăsta. Nu. Dar toți care am primit necusonul l-am folosit. Îl avem. Câți medici au participat la plimbarea de ieri din fața Ministerului Sănătății? Noi acum... Da. Nu știu. Din partea sindicatului. Sindicatul se ocupă. Cred că e mai bine să adresați întrebarea sindicatului, da. A medicilor de familie. Era vorba de Trebuie să intrăm în altă. Adică cu atât.